După piața universității s-a creat Alianța Civică ca să organizeze speranța, cum a spus. Mi se părea normal ca după primele manifestări din 2017 să se creeze o coaliție de organizații civice care să creeze legătura între mitingurile. Acum mitingurile sunt ceva aleatorii, nu știu niciodată când, adică se întâmplă tot felul de grozăvii și nimeni nu protestează și după aia vine un protest din senin. Nu știu niciodată când va mai fi miting și când nu va mai fi. În timp ce dacă ar exista, cum să spun, cel puțin teoretic, un organizator. Dumneavoastră la Sibiu îl aveți pentru că sunteți dumneavoastră și de asta și merge bine. Deci cineva gândește, în timp ce în viața Victoriei nu există cineva care să gândească ce se întâmplă.